Iulian Crivac, antrenorul principal al celor de la FC Argeș, își dorește să apară cât mai puține greșeli în evoluțiile jucătorilor pe care îi pregătește pentru a putea spera la rezultate mai bune. Argeșul încheie turul Ligii Secunde cu o partidă grea în compania echipei Damila Măciuca. Cine interesează? Noi ca echipă trebuie să eliminăm greșelile care le-am făcut individuale și colective în ultimele două meciuri. Pentru că eu îmi propusesem să n-am înfrângere după înfrângere. Obiectivul meu ăsta a fost. Trebuie să fim concentrați la maximum, pentru că s-a văzut că dacă nu suntem concentrați, dacă nu trăim meciul, avem probleme. Ținând cont că am avut și neșansa, când am avut câteva greșeli, să întâmple să fie și câteva probleme de arbitraj. Crivac este de părere că, indiferent ce s-a întâmplat în prima parte a campionatului, trebuie ca jucătorii să se concentreze strict la evoluția lor. Trecutul e trecut, trebuie să ne gândim la viitor, că dacă stăm să ne plângem, s-ar putea să ajungem și mai rău. Trebuie să lăsăm la o parte și să ne vedem de treaba noastră, de ce facem noi, pentru că dacă băgam mingea în poartă de 2-3 ori, nu cred că vă putea să o scoată. FC Argeș și Damila Măciuca se vor întâlni sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Nicolae Dobrin, fiind prima partidă dintre cele două grupări în acest eșalon.